Hidratarea este esențială pentru sănătatea noastră în orice perioadă a anului, dar devine critică în timpul caniculei. Temperaturile ridicate cresc pierderea de lichide prin transpirație, ceea ce poate duce rapid la deshidratare dacă nu sunt înlocuite. Reglarea temperaturii corpului este unul dintre motivele importante pentru care hidratarea este atât de importantă pe timp de caniculă. Apa ajută la menținerea unei temperaturi corporale constante, prevenind supraîncălzirea. De asemenea, toate organele noastre au nevoie de apă pentru a funcționa corect, iar deshidratarea poate afecta funcția renală, digestia și chiar funcția cerebrală. Deshidratarea severă poate duce la complicații medicale grave, cum ar fi insolația și epuizarea termică. Pentru adulți, în general, se recomandă consumul la aproximativ 2 litri de apă pe zi, echivalentul la aproximativ 8 pahare. Această cantitate poate fi obținută și din consumul de alimente cu conținut ridicat de apă, cum ar fi fructele și legumele. În perioadele caniculare, necesarul de apă crește semnificativ din cauza pierderilor de lichide prin transpirație. Este recomandat să crească aportul de apă cu 20-30%, astfel încât să se bea între 2,4 și 2,6 litri de apă pe zi. Persoanele active fizic ar trebui să consume mai multă apă atât înainte, în timpul și după activitatea fizică pentru a compensa lichidele pierdute prin transpirație. Femeile însărcinate și cele care alăptează au nevoie de o cantitate suplimentară de apă, asta pentru a susține atât nevoile lor, cât și pe cele ale bebelușului. Deshidratarea, o afecțiune cauzată de pierderea excesivă de lichide din organism, se manifestă printr-o serie de semne și simptome care pot varia în intensitate, de la ușoare la severe. Inițial, deshidratarea se poate manifesta prin senzație de sete intensă, gură uscată și lipicioasă, reducerea cantității de urină și oboseală. Pe măsură ce deshidratarea avansează, pot apărea simptome precum amețeli, dureri de cap, crampe musculare, piele uscată și înroșită, puls rapid și respirație accelerată. În cazurile severe, deshidratarea poate duce la confuzie, leșin, convulsii și chiar insuficiență renală, relatează știrile ProTV.ro.